Salut! Eu sunt Vlad. Sunt deținător de arme cu aer comprimat și aș vrea să vă prezint astăzi pașii necesari pentru procurarea unei astfel de arme. La partea de analize medicale, o să ai nevoie de următoarele: o adeverință de la medicul de familie, un certificat medical eliberat cu cel mult 6 luni înainte și un aviz psihologic din care se rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte armă, eliberat cu cel mult 12 luni înainte. Veți fi nevoit să parcurgeți un curs de arme și muniții, teoretic și practic, care se încheie cu un examen. După ce ați trecut examenul cu brio, veți primi un certificat. Acel certificat va fi pus în dosarul final împreună cu o copie a lui. Pasul următor este achitarea unei taxe la trezorerie de 50 sau 100 de lei. 50 de lei în regim normal, 100 de lei în regim de urgență. Dumneavoastră decideți pe care o plătiți. Chitanța o veți pune la dosar. Când mergeți cu dosarul la poliție, trebuie să mai aveți la dumneavoastră următoarele chestii: cartea de identitate în original și copie, două poze format 4x5 și cererea, care de obicei o primește acolo și se completează la fața locului. Ultimul pas către autorizare este achiziționarea unui rastel, dacă nu ai deja. Rastelul trebuie să fie prins ori în podea, ori în perete, să nu vină hoțul să-ți fure rastelul cu tot cu armă. Va veni cineva de la poliție, te va verifica și dacă totul e ok, o să-ți dea undă verde. După lungă așteptare, care pare o eternitate, credeți-mă, vă zic din propria experiență, cu autorizația vă duceți și vă cumpărați arma de la un magazin autorizat sau printr-un armurier de la altcineva. După care, în maxim 3 zile, vă duceți la poliție cu ea să vă fie înscrisă în permis. După ce arma ți-a fost înscrisă în permis, tot ce pot să spun este că ești fericitul posesor al unei arme cu aer comprimat. De acum încolo ai niște drepturi în plus, dar la fel de bine ai și niște obligații în plus.